De la data de 19 iunie 2012, locuitorii orașului Florești beneficiază de internet gratuit în parcul central din orașul Florești. În parcul central a apărut ceva nou, a apărut pentru tineri și nu numai pentru tineri, pentru cei care vin în parc să aibă posibilitatea, a apărut Wi-Fi. Am avut mai multe discuții cu cei de la MOL Telecom, unde am convenit cu primăria orașului și pentru, să spunem, cetățeni, pentru tineretul, au posibilitate în acest parc, în raza parcului, să se folosească de internet Wi-Fi gratuit. Este o practică normală să practică acest lucru în Chișinău și de ce nu să se practice și în Florești. Mă bucur foarte mult că cei de la MOL Telecom au venit cu, au acceptat propunerea noastră și va fi aceasta, în primul rând, gratis. MOL Telecom va fi ca un sponsor floreștenilor și toți cei care vin în parc au posibilitatea un pic, nu numai să se odihnească pur și simplu, dar să aibă posibilitatea să se uite și noutățile cei care au, vedeți că acum sunt și telefoanele performante, sunt și tablete și foarte multe lucruri care au posibilitate, aflându-se în parc, aici la umbră, parcul sperăm pe viitor să amenaja și mai mult, asta este primul pas, de aceea le doresc tinerilor să vie, să odihnească, să aibă posibilitatea un acces liber la acest internet. De acum încolo, persoanele care dispun de un terminal Wi-Fi și se află în preajma parcului central vor putea accesa serviciul internet și comunica la nesfârșit mult mai comod în aer liber cu destinație specială Wi-Fi MOL Telecom. Central s-a instalat internet gratuit Wi-Fi. Niet, мы еще не знали. А ce părere aveți despre această oportunitate? Не знаю, я думаю, что это хорошо, поможет всем, молодежь будет ходить и будут больше народа находиться в парке хотя бы. Ce părere aveți? Ce puteți să spuneți că s-a instalat gratuit internet? A, că e gratuit, asta e foarte bine, da? Da. Și e binevenit. Pentru cine? Pentru toți. Așa e părerea mea. Ei, dar asta e normal, e bun. Dacă e gratuit, mai ales oamenii care nu sunt stare să le plătească, vin aici să folosesc, e bun. E minunat, e bun așa. Pentru cine îmi deosebit? Pentru tineretul din ziua de azi. Dar ce poți spui despre asta, e bine sau rău? Wi-Fi e foarte хорошо, я считаю, потому что не в каждом городе есть Wi-Fi. Можешь с любого телефона, с ноутбука зайти в бесплатный интернет. Da, хорошо для города Флорешта. Я считаю, что да. Wi-Fi este conexiunea la internet prin intermediul dispozitivelor care au capacitatea de a se conecta la o rețea fără fir. Dispozitivele sunt notebook-urile, laptop-urile, smartphone-urile, dar și computerele personale care au plăci adoptate pentru Wi-Fi. Este o tehnologie care avansează rapid și este foarte utilizată în țările dezvoltate în diverse domenii, în special comunicare și acces la internet.